Cetățenii, în mare parte, nu mai știu dacă mai au perspectivă în Moldova și mai degrabă tinerii își caută calea în afară, în vest, în mare parte, sau fie și în est. Aș face aș compara Republica Moldova actuală cu un organism slăbit, intoxicat, pe care îl lasă mâinile, picioarele, mâinile chiar la propriu, mă refer la brațele de muncă, la forța de muncă care ia drumul străinătății, dar organismul căruia în continuare se administrează toxine pentru a se face bine.